Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a declarat că în luna iunie va fi deschis bazinul didactic de not ce poartă numele fostului edil Daniel Ștefan Drăgulin. Primăria municipiului Călăraș a solicitat în luna decembrie 2014 sprijinul Companiei Naționale de Investiții pentru modernizarea unei baze sportive. Așadar, în luna iulie 2017, CNI a informat Primăria municipiului Călăraș că a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții construire bazin de not didactic în municipiul Călăraș, amplasat în Bulevardul Republicii. Bazinul de not este amplasat în incinta stadionului municipal Călăraș și are o suprafață de 8.127 metri pătrați. Conform cerințelor CNI, municipiul Călăraș s-a obligat ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani. Potrivit memoriului tehnic, clădirea are un regim de înălțime pe plus 1 cu o suprafață construită de 840 metri pătrați. La parter există un hol de primire, grupuri sanitare, fete băieți, vestiare, băieți, fete și instructor, centrală de tratare a aerului, spațiu de depozitare, un bazin de compensare, stație filtrare apă, stație de tratare și pompare a apei. La etaj, proiectantul a prevăzut un hol, plaje și zona de încălzire, grup sanitar, zonă destinată publicului și bazinul de not cu o suprafață de 312,50 metri pătrați. În exterior este prevăzută o parcare și un teren de sport multifuncțional. Okay. Domnule primar, cum preconizați că peste am folosință bazinul didactic? Bună ziua, așa cum am spus, cred că în iunie, maxim 15 iunie, dăm drumul la bazin. Probele care le-au făcut au reușit, acum rămâne să încărcăm bazinul cu apă și după aceea să începem cu clorinare, deja sistemele funcționează, am luat serviciul de mentenanță, ceea ce era mai greu pentru că n-am avut buget până acum și cred că în 15 iunie suntem gata să dăm drumul la bazin. În momentul de față aveți personal angajat? S-a rezolvat această problemă? Sigur, avem personal angajat. O să mai ne trebuiască un asistent medical care o să-l luăm din cei de care avem asistenți comunitari și atunci o să rezolvăm și această problemă ca acești copii care vin la bazin să fie supravegheați. În enumărate rânduri a spus că la bazin ați găsit anumite neconformități. Acestea au fost remediate până în momentul de față? Da, o parte din ele au fost remediate. Urmează ca săptămâna viitoare să vină după Paște, să vină imediat să mai remedieze ce mai au de remediat, să mai schimbe niște tiranți. Dar și doi ani după aceea ce mai rămâne de făcut, pentru că mai vreau să mai facem un sistem de captare a apelor pluviale, pentru că nu-mi place ce se întâmplă în acest moment și atunci o să rezolvăm. Dar pe interior, dacă se schimbă și tiranții și tot ce s-a mai făcut între timp, s-a rezolvat toate aceste probleme. Să clarificăm o dată pentru toată lumea. Cine poate avea acces gratuit la bazinul didactic? Deci vor avea copii, în special copii care vor fi însoțiți de profesori, da, și vor putea să facă să se simtă bine la acest bazin, iar după amiază ne gândim ca după ora 16 să dăm drumul la public cu abonamente, cu bilete, ca lumea să se simtă bine și să profite de acest bazin. Prețul unui abonament va fi stabilit prin ședință de Consiliu Local sau care va fi procedura ei? Sigur, o să facem o ședință de Consiliu Local în care să terminăm odată, să dăm drumul, să putem să facem costurile estimative și atunci o să știm exact și care este costul unui abonament, o să știm și care este costul unui bilet și pentru copii și pentru adulți și în felul acesta încercăm să rentabilizăm acest bazin și să încercăm poate să auto-întrețim. Domnule director, în ce an a început lucrarea la bazinul didactic? Din istoricul care îl știu, deci în 2014, decembrie 2014, primăria a făcut o solicitare pentru un obiectiv sportiv la stadionul municipal, iar în 2015 CNI-ul i-a anunțat că s-a aprobat construirea unui bazin de not didactic. Practic, o autorizație de construire este din 2016, timp în care s-a făcut studiul de fezabilitate, proiectul, da? Și în 2020 s-a finalizat, când s-a făcut recepția preliminară. O luăm de la stația de tratare apă. Deci, 4 cazane de 95,6 kW fiecare. Stație de tratare, exact tot ce trebuie. Ăla este, cum îi zice, de apă deburizată, da? Filtru. Pompe pentru circulație, între ele, văd cu albastru e apa rece, cald e apa caldă. Intră în cazane, iese din cazane, vine în asta de aici, se duce mai departe cu pompe de circulație, cu sepături, dar toată lumea. Cu pompe trag apă, da? Se trage apă, se duce în filtru și din filtru se duce în centrala
termică și de asemenea se duce, deci nu în centrală, se duce de aici, se duce în schimbător și din schimbător stația chimică, da? De control a apei avem pompe, deci dozatoarele, clorinare, floculantul, da? Acidul, avem totul se duce controlat și îi dă drumul, controlează pH-ul și cu clorul din apă. Uite, deja avem chimicale de solut.